Câinele care a fost ținta unui comportament inuman din partea preotului Ghenadie Văluțe a fost adoptat. Patrupedul are casă nouă în curtea salvatorilor săi din weekend. Am hotărât să-l adoptăm, să-l punem la noi și am dat și un nume, Lucky, de la norocul ăsta, a avut noroc. Și am reușit să-l vedem în timp. Familia care a adoptat câinele își dorește să rămână anonimă. Contactați de TV8 au spus că patrupedul își revine, iar azi au fost din nou la medicul veterinar pentru un control suplimentar. Este jucăuș, prietenos și nu are preferințe alimentare. Amintim că preotul Ghenadie Văluță s-a pomenit în mijlocul unui scandal de proporții după ce a fost filmat cum târâie un câine pe care l-a legat de mașină, motivând că patrupedul era foarte periculos. El riscă să fie sancționat atât de poliție cât și de Mitropolia Moldovei.